Stațiunea Mamaia ia o altă față. Pe scurt, gata cu haosul și hărmălaia, ori promenada plină cu de toate. Cu excepția zonelor dedicate pentru distracție, nivelul decibelilor este limitat la cel prevăzut în lege. Modul de amplasare a boxelor este, de orientare a boxelor, este înspre mare în cazul beach barurilor, respectiv spre interiorul incintei în cazul teraselor. Pentru legume fructe se reduce numărul de puncte la 3, amplasate echilibrat. De asemenea, se reduc numărul de puncte de închiriere biciclete. Municipalitatea promite o stațiune mai curată, cu evenimente și plină de viață, dar cu mai puține construcții în lucru, mai puține elemente de mobilier branduite, mai multă unitate și atenție pentru detalii. E un început foarte bun, mi se pare un lucru normal. Cum să fie o stațiune civilizată, trebuie să acceptăm aceste reguli. Le acceptăm sau nu? Pierdem sau nu, unii dintre noi avem afacerile astea, unii nu le avem. Dar să le acceptăm pentru turiști, pentru România, pentru litoralul românesc. Noul regulament prevede că terasele nu vor mai folosi mobilier al unor anumite produse, ci vor trebui să utilizeze piese în culorile acceptate, bej, crem sau alb. Umbrelele și copertinele vor avea o culoare unii, conform paletei de culori stabilite, eventual vor fi inscripționate cu sigle din această cromatică. Acestea vor fi obligatoriu însoțite de numele orașului și, opțional, vor avea și sigla acestuia. Transformări care m-au uimit. Bine regăsiți. Cum o regăsiți stația? Schimbată total. În bine sau mai bine? Bineînțeles. Pare mai liniștit, nu știu, cred că o să fie mult mai bine. De pe promenadă vor dispărea poneii, bicicletele, minicarul, comerțul ambulant va fi redus cu 2/3, iar barurile de pe plajă vor trebui să îndrepte boxele spre mare. Nivelul decibelilor să fie în acord cu legea, maximum 70 de decibeli. Muzica pe plajă în principiu este ok, pentru că mai departe de ora 19 nu văd care e rostul muzicii, pentru că, sincer, clientul pleacă la ora când apune soarele, a plecat și clientul. Autorizațiile pentru comerț ambulant se vor reduce drastic. Amenajările trebuie să cunoască o creștere din punctul de vedere al calității. Nu vor mai fi permise flori artificiale, mobilier stradal kitsch, toate detaliile trebuie să fie calitative. Nu toți agenții economici vor fi bucuroși, asta e clar. Fiecare își punea pe trotuar, pe pasaj, pe unde apuca, sau nimeni nu avea autorizație, nu se știa ce e cu ei. Sper ca acest regulament să pună cât de cât la punct o stațiune turistică de nivel internațional. Cât despre tarifele cu care hotelierii îi așteaptă pe turiști de 1 mai, ofertele de prețuri au fost deja lansate. O cameră dublă la un hotel de 3 stele nu costă la agenție mai mult de 70 de lei de persoană pe noapte, iar la un hotel de 4 stele 200 de lei. Și anul acesta, Mamaia și Vama Veche rămân în topul preferințelor turiștilor. Anul acesta, pe litoral, sunt așteptați să petreacă mini-vacanța de 1 mai și sărbătorile pascale aproape 50.000 de turiști români și străini.